Nici de data asta nu te poți sfătui cu colegii tăi. Regula lui 6. Te descurci singur. 3. Bun. Mă gândesc cu groază cum ar fi fost să dai unul, că ai fi avut ocazia să dai cu două zaruri. Provocare! Provocare pentru Emilian. Iar? Mamă, dar ești... Fiate, mie mi se pare simplu cu provocările. E ușor la provocări, mie mi se pare cel mai ușor. Ai un minut să convingi pe cineva din echipa adversă să îți accepte cererea în căsătorie. Dacă ar fi să vrei să te căsătorești cu cineva din echipa adversă, cu cine-i vrea? Dacă ar fi să fii... Nu te gândi că... Îmi pare rău, dar trebuie să... Dar vezi că se ține tare de tot. Eu aș mai rău, dar aș merge pe Nea Cristi. Măcar pe Nea Cristi. Dar putea să-l doare pe Nea Cristi. Bine. E buzoiancă de-aia aprigă, se lasă rău. Eu cu chiu cu vaia am prins-o după ani de zile. Ascultă-mă puțin. Tu mergi pe instinctul tău. Tu dacă ar fi să alegi, pe cine ai alege? Lasă că ești în echipă cu Răzvan. Pe Irina, nu? Pe Irina, nu? Irina, vino, te rog frumos, aproape aici alături de mine. Bă, e un moment acum, poate puțin ciudat, mai ales că este... Este și Răzvan aici, dar tu va trebui să faci un exercițiu și să te gândești că ești necăsătorit. Să-mi scot vergheta? Mă, tu trebuie să te... Scoat-o, treaba ta ce răspunzi. Dar dacă el e convingător, te rog frumos, te rog frumos să o iei de la zero. Deci, cumva, dom'le, ești necăsătorită, n-ai copii, n-ai nimic, îl întâlnești pe Emilian și el, într-un minut, îți face cea mai frumoasă... Răzvan Podor. Opa. Cea mai frumoasă declarație de dragoste. Cea mai frumoasă. Cum Emilian, ai Emilian, un inel pregătit, du-te-n plin, poți să folosești orice. Da. Emilian, da? Du-te în plin. Du-te, să mă duc cu tot, da? Fiți atenți aici. Eu fac un pas în spate, doar voi doi existați acum. Normal. Nimeni nu e aici, doar voi doi sunteți. Start! Față în față, vă rog. Start cronometru. De când te-am văzut, prima oară când te-am privit în ochi, am văzut toate stelele de pe cer. De fiecare dată când mă gândesc la tine, mă trec oceane de fiori pe șira spinării. Și pentru toate astea, vreau să-ți cer ca toată viața mea să fii doar pentru mine și doar în inima mea. Nu s-a uitat, acum s-a uitat. Vrei să fii soția mea? Zi nu că avansează! Cred că mai ai din minutul acesta. Mai am din minut? Mie îmi place mai pe grab, așa nu rezist mult. Ai șosetele groase? Am șosetele groase. Am și șosete groase, dacă vrei. Atunci, așa. Da. Gata! Nu, a zis da! Răspunsul este... Da! Da! Doamne, 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 ce provocări și ce situații. Ce vagar, dar totuși ești foarte convingător. Bravo, foarte convingător. I-a rupt, avansează. Avansează Emilian pe tabla de joc. Foarte convingător. Mulțumim mult de tot, l-ai ajutat. Nu, dar nu. Ai dat dovadă de fair play. Balu a vorbit așa. Mi l-a dat, mi l-a dat. A vorbit dovadă de fair play, dar soția pentru 3. A dat dovadă de fair play și bigamie. Și asta e adevărat. Cine urmează din echipa roșie? Nu mai știu. Chiar cum eu. Nu mai știu. Chiar eu. Chiar tu. Proaspăt că se... Casa de piatră. Mulțumesc. Și zarul. Ce dai cu șasele. Ce nerv. 5. S-a spart bulminuța și aflăm că avem un quiz. Te poți sfătui cu colegii tăi? Întrebarea este: la ce se referă replica populară? Ai se pune soarele drept la inimă. Măi, o replică populară, la ce se referă? Variantele sunt: A. Ai se face foame. B. A sta cu pieptul dezgolit la soare. C. A se îndrăgosti la prima vedere. Cred că este o chestie țărănească, cred că este AU. N-am auzit de vorba asta. AU-ul? Spui A? Asta e îndrăgostit la primul. Păi la inimă. Păi la inimă. La stomac. Da, dacă stai... Te arde la stomac. Răspunsul tău este A. A. Nu e răspunsul... cu ora prânzului. Răspunsul tău este... La inimă. A. Corect! Nu cred! A? Da, mă, da, mă, A! Alea sunt mai... Dacă-ți vine să crezi. Avansează pe tabla de joc. Burta-i burtă, tata. Ce legătură are? De unde ați luat astea, bă, frate? Bă, ce, mă, ce? Cum să-i se pune soarele? Punați și soarele în inimă? E... Murirea-i de foame sau ce? Ce înseamnă asta? Nu, făceara ai umbră la suflet. Adică, Pepe, eu când spun ești soarele meu, înseamnă că tu ești sandwich-ul meu? Nu. Nu. Dar dacă aș voi la toată frumoasă, spun ești soarele meu și dacă sunteți curioși ce înseamnă, vom avea și variantele astea.
pentru noi soarele, să vedem ce înseamnă. Sunt fel și fel de vorbe din popor care ar trebui să le ghiciți. Da? Continuăm cu echipa albastră. Ana Maria, da. Tu ești la rând. Strica mi s-ar... Hai să vedem ce atențiune, mai atențiune! Haide, echipa haide, albastră, haide. Cred talent. Că se află în avantaj în acest moment. Și ai dat 5! Te întorci după 6 direct pe 5. E foarte hai bine. Să vedem. Ana Maria, poți ajunge acolo unde clipocește așa, bulina. Dacă... Să se spargă bulina. Am aflat că ai un quiz. Răspunsul tău pentru întrebarea următoare este: primul sport jucat vreodată pe lună? Astea au fost informațiile. Ar fi A, golful, B, fotbal, C, badminton. Cum te joci badminton pe lună? Păi, stai cum să te joci și golf și fotbal? Păi, având în vedere că americanii American, au ajuns, așa... Golf. Ar fi golful și... Golf și fotbal? Fotbal? Badminton a început. Golf, da. Golf. Golful, a? Încercăm așa? Deci da. Credem, habar n-am. Dar o luăm și noi la ghici. Așa am aflat și eu. Răspuns corect! Bun! Wow. Bravo! Bravo. Bravo, băieți! Avansează Ana Maria pe tabla de joc. Wow, wow. Ești pregătit, Cristi? Mă duc să joc golf pe Marte. Cred, cred. Sau basket. Ar fi fost mai bine basket haide, pe lună. Cristi, haide, Cristi! Șase! Bravo, domnule. Rămâi aici alături de mine. Da. Regula lui 6. După ce răspunzi sau particip la joc sau la... Ai un quiz, mai dai o dată cu zarul. Poți avansa mult în afară de astea 6 puncte, dacă răspunzi corect. Plantele cresc mai repede atunci când în cameră... Se aude muzică clasică. Poftim? Se aude muzică clasică. În camera unde se află, se aude muzică clasică, spui. Variantele ar mai fi fost, se aude televizorul, se aude... Nu mai contează! Răspuns corect! Gata! Se aude muzica clasică!